Nu uitați să vă abonați la acest canal și la canalele din descriere. Hercai episodul 25. În episodul anterior, Elif a mărturisit tuturor din familia Sadoglu că ea l-a împins pe Hazar pe scări, iar Reian l-a acuzat pe Miran că el i-a cerut să mintă și că acesta este un alt joc de-al lui. Când Hazar îi spune că este adevărat, Reian își cere scuze de la Miran, dar el este foarte supărat pentru că oricât s-a străduit, nu i-a câștigat încrederea și îi spune că relația lor nu poate fi reparată. Reian este foarte supărată pe Hazar pentru că a mințit-o. Zehra se întâlnește cu Esma și o roagă să nu îi spună încă lui Hazar că Miran este fiul lui, fiindcă atunci vor trebui să îi spună și lui Reian că nu este fiica lui Hazar și se teme că nu îi va ierta și o vor pierde pentru totdeauna. Când Yareno insultă din nou pe Reian, Nasuh le dă părinților ei 3 zile ca să-i găsească un soț și amenință că altfel o trimite la fermă. Ca să se răzbune, Yareno îi trimite lui Miran actele de divorț pe care le-a pregătit Zehra. Pe de altă parte, Yaren deține scrisoarea pe care Hazar a primit-o de la Esma și o păstrează pentru a o folosi în avantajul ei. Azize vrea să le trimită pe Elif, Gonul și Esma în străinătate după ce a aflat că Elif a recunoscut că ea l-a împins pe Hazar și și-a cerut scuze de la el. Elif îi spune că ea nu îi se va mai supune și că nu vrea să mai trăiască viața impusă de ea, iar Gonul și Firat o susțin și o înfruntă pe Azize. Azad se îngrijorează pentru Elif și o sună. Elif îi spune că nu vrea să plece departe de familie și de el și îi cere ajutorul. Timp de câteva zile, Reian încearcă să vorbească cu Miran și să-l convingă să o ierte, neștiind că el a primit actele de divorț. Când Miran îi dă actele semnate, ea crede că părinții ei i le-au trimis. Zehra își dă seama imediat că Yaren le-a trimis. Miran merge în sat la casa lui Dilsah, fiind singurul loc unde se poate refugia. Reian bănuiește că este acolo și merge după el, îi spune că nu i-a trimis actele de divorț și că nu va renunța la el chiar dacă el le-a semnat. Miran vrea să plece, iar atunci bătrâna pe care o credea a fi prietena bunicii lui, îl oprește și îi spune că este mama lui Dilsah și bunica lui. Vă mulțumim pentru vizionare!